Un accident rutier între două autoturisme s-a produs astăzi în Drobeta Turnu Severin. Impactul violent a avut loc după ce unul dintre șoferi nu a acordat prioritate. Astfel de accidente se întâmplă tot mai des din cauza nerespectării semnelor de circulație. Impact violent în intersecția Groazei. Accidentul s-a produs între două autoturisme pe strada Cicero-Colț cu cei de Ionescu. Unul dintre șoferii implicați nu a respectat indicatorul stop. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit în municipiu la un accident rutier produs între două autoturisme la intersecția străzilor Cicero cu cei de Ionescu. Ajuns la fața locului, am constatat că în urma accidentului rutier au rezultat două victime, una a refuzat consultația medicală, cealaltă a fost evaluată medical de către SAJ. Din fericire, nu au fost victime omenești, iar accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Persoanele implicate în accident au refuzat transportul la spital.